compatibil în România și alege candidații, lista de candidați pentru alegerile europarlamentare printr-un proces complet transparent la care participă toți membrii partidului. Fiecare membru va vota, va avea cel puțin dreptul să voteze candidații preferați. Practic va exista o campanie internă care abia a început, se desfășoară pe durata a 2 luni, iar la sfârșitul ei vom avea o săptămână prin care membrii vor vota electronic favoriții lor și vom stabili lista pe care vom merge în mai 2019 la alegerile europarlamentare. Această campanie ne dă ocazia practic să ne expunem propriile idei în fața membrilor. Din cauza aceasta, eu sunt la începutul unui mic turneu. În această săptămână voi ajunge în mai multe județe din regiunea Moldovei, dar și în mai multe filiale din sectoarele Bucureștiului. Bun, este ocazie să ne expunem fiecare ideile, așa cum spuneam. De unde a pornit candidatura mea? Așa cum a fost și în 2016, când am văzut voluntariatul pe care se bazează USR, da? Această mișcare grassroots, în care fiecare în mod voluntar ajută cu tot ce poate. Așa am decis atunci să ajut în Franța și am avut acea candidatură la alegerile parlamentare și am pus bazele filialei din Franța. În același mod doresc să particip la această acțiune de pionierat pe care o reprezintă alegerile interne pentru parlamentare.